Federația Română de Fotbal a organizat ieri de la ora 14, cu aproape două săptămâni și jumătate înainte de startul noului sezon, tragerea la sorți pentru stabilirea programului jocurilor ediției regulare 2024-2025 în Liga a doua. Noul sezon din Liga a doua este programat să înceapă pe 3 august. Metalul debutează cu o deplasare lungă la Timiș cu Dumbrăvița. Pentru buzoieni, sezonul va începe abrupt, deoarece în runda a doua pe arena Cornel Negoescu va veni Steaua București. Etapa a treia aduce încă un derby cu CSM Focșani. Prima fază a competiției va consta într-un sezon regular la care vor participa toate cele 22 de echipe și în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată cu un total de 21 de etape. În premieră, 5 nou promovate se vor alinia la startul noului sezon al Ligii Secunde. Alături de Metalul concurează CSA Fumas, Câmpul Umușel, FC Bihor, Unirea Ungheni și deja tradiționala adversară a buzoienilor CSM Focșani. Metalul a disputat ieri primul amical din cantonamentul bulgăresc în compania celor de la KF Besa Doberdol, meci încheiat la egalitate 1-1.